Ei, amiguito, are socrul meu o vorbă așa, e o caterincă cum ar veni, învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Eu sunt de polistiren un pic, nu vă speriați că nu n-am tras nicio coca și dacă vedeți cumva că am alb în nas, sunt de polistiren. Și despre asta e vorba aici, despre învățături și la raptori. Fiecare situație în care vrei să pui raptorul, deci în afară de instinctele lui naturale. Uite, de exemplu, chestia asta. Când eu vreau să prindă mai mult iepăzii, trebuie repetată. Să faci o repetiție. Pentru asta trebuie cel puțin două guțance care să nu aibă culoare identică. Bine, și dacă au culoare identică, el o recunoaște că nu e aia. Nu e aceeași. Dar cu cât sunt mai diferite, cu atât e mai bine pentru educația lor. De ce? Asta, așa le judec eu, nici nu mă interesează pe mine ce zic spanioli, cum zic spanioli, să-i las cu sanca o zuă, două zile, trei zile, eu nu, e o băgată, mă duc, atunci mă duc și am și luat-o și am dat drumul înapoi, dacă vreau, dacă așa vreau să-l învăț. Ideea e că trebuie să fii atent un pic la porumbel, că dacă îl vezi că se moaie, dacă îl vezi că nu mai merge bine și cumva să simte el... Ăștia voiajoriști zice că se stresează, că îi stres, că... Da, eu sunt de acord, da, se stresează. Porumbelul și dacă schimb locul, dacă schimb boxa, dacă îl duci cu un etaj mai sus, de-aia eu de obicei boxele mi le fac cam toate identice. Doar că el își dă seama și dacă schimb de la etajul de sus la următorul. Îl văd deja că... Băi, ales ăștia vechi. Nu, ăștia vechi nu, că ăștia deja au trecut prin toate boxele, i-am tot mutat de aici, colo, am o zburat de aici, am o zburat de aici. Într-un fel e bine că se obișnuiește cu tot felul de situații, în alt fel nu e bine că se obișnuiește cu tot felul de situații, pentru că în momentul în care scot doi, știi, el e obișnuit pe boxa aia de acolo de sus, se duce și acolo, unde acolo deja are altul locul și se bat apoi. Da, dacă el ar fi forever and ever, numai, deci, de exemplu, dacă dau drumul la negru, eu pe negru îl zbor doar din boxa de sus, da? Acum, el când vine, el intră acolo, el știe și dacă celelalte boxe sunt deschise, el intră acolo. Hannibal e sub el, cu un etaj. Hannibal a fost și el zburat din boxa aia de sus. Am i-a mutat locul mai jos. Dacă prinde boxa aia de sus deschisă, se duce acolo. Și dacă sunt amândoi liberi, și intră amândoi odată, îți dai seama că se bat. Bun, dar ideea, am divagat de la subiect și eu de altceva vreau să vă spun. Cu chestia asta trebuie, deci odată ce începe un mascul să meargă și vrei să-l perfecționezi, să fie o mașinărie de captură. Și dacă ai prins cu el astăzi și tu ai prins o guțancă albastră astăzi cu el, da? Și tu mai ai una de antrenament, sozată, neagră sau orice altă culoare, în afară de albastră. Eu iei imediat și îi mai dea drumul odată, lasă să plece, vine fără captură, dea drumul la guțanca casei, așa îi zice, guțanca casei. Și uite așa, și când vine aia la altă, când o aduce pe aia, pe guțanca casei, o singură chestie, guțanca casei, nu trebuie să stea doar pe acoperiș. Ale mele, pe astea care le-am selectat, astea sunt guțance care îmi pleacă. Când le-am dat drumul, pleacă. Au fost prinse, ele știu și alte locuri. Dai să-mi aranjez bărbița. Ele cunosc și alte locuri și alte stoluri și se duc și se pun la stolurile lor. Să duc și să pun la stolurile lor în momentul în care le dau drumul. Ei, asta e chestia, că de asta vreau să vă spun. Trebuie să faceți un fel de repetiție, exact ca la orice spectacol. Că de fapt chestia asta, eu o fac pentru plăcerea mea, pentru spectacol, pentru spectacolul aerian, pentru spectacolul capturii. Da, mă, e chestia asta, mă, cu telecomanda, că le prinzi. Bun, eu le prind, le adun și mare parte dintre ele le și sacrific. Sunt unele dintre ele care au caractere ce mie îmi plac, de exemplu, pe aici pe picioare, moți, sunt colorate frumos. Le dau drumul înapoi ca să-și perpetueze genele. Deci să am un sat în care o să prind numai guțance de alea, colorate, moțate și cu penii pe picioare. E mult mai interesant, știi? No, mai ales având în vedere faptul că eu am scăpat în sat o grămadă de genie, de culori, de genie de culoare rare.
care să transmit oricum, dacă porumbelul respectiv o... Hai că mă uit să văd ce fac, ce fac, la ce se adună câini acolo, că sunt câini pe la poartă. Că eu de aici văd toată curtea, toată, că doar m-am înălțat, am vrut să fiu la înălțime aici cu raptorii și ca să-i văd ce fac ei în aer, sincer să fiu. Nu numai pentru vizibilitatea lor, că și ei văd foarte bine zona de aici. M-am urcat acolo, să chiar pe vârf, să văd cam cum se vede. Păi vede tot satul, bă. Aia e fain. Da, deci, odată ce ai un mascul bun, acum ai zice că clipul ăsta, e numai pentru oamenii care deja zboară. Dar... Nu, e pentru toată lumea, o să rămâne aici pe canal și toată lumea poate să-l vizioneze și în viitor, când o fi, să se apuce, să zboare raptori. Dacă aveți un mascul care merge, îl perfecționați. Da, poate va exista o perioadă în care va trebui să vă ocupați doar de el, dar nu neapărat, că uite, de exemplu, ideea care? Ideea trebuie să ții neapărat, trebuie să ai guțanca acasă, una, două, trei, patru, câte vrei tu, care îți plac și se comportă bine, nu sălbatice, nu se lovesc în plasă, care, bun, nu trebuie să fie ca și gușatele, să vorbești cu ele, să puși din degete și să se lase jos la călcat, cum sunt gușatele, de exemplu, dar... cât de cât să fie sociabilă. Uite, de exemplu, acum, din ultimele capturi, de când am venit acasă, eu am ales două. Deci mi-am păstrat două femele și poate puteam să mai păstrez, dar n-am mai vrut eu. Aveam deja o solzată de anul trecut, care mi-a prins, nu știu, mulți, câțiva masculi, mă rog, mi-a prins. Pentru că pe toți pleca de acasă și pe toți i-a ducea aici. Nu mai țin minte dacă i-au apucat să facă sau... Ba da, au avut ouă aici. Aia cu care am încercat să-l învăț pe dinamită, dar pe dinamită eu nu mai am răbdare după el ca să-l ăsta. Nu e nici timpul. Dinamită e un porumbel de apartament. Aș putea să-l țin înăuntru în cameră, în casă. Deci așa e de blând, așa e de... Și, deci dacă eu sunt afară și sunt pe balcon, iese și el pe balcon. Dacă nu vede pe nimeni și eventual dacă ziua în curte și mă vede pe... Deci este când vine jos... la mine acolo și se pune ba pe gard, ba pe ceva chestie mai înaltă să fie cât mai aproape de mine, pentru că a fost pui crescut în bolul cu care le dau eu de mâncare, îl lua nevastă mea cu fiul meu când era mititel și îl punea acolo și el mânca la ea. Și între timp ei vorbeau că dacă le aude vocea la fiul meu sau la nevastă mea și acum mai repede se duce la ei decât vine la mine când îl chem, no, că eu încerc să-l... Ei au încercat acum să mă imite pe mine cum fac cu ei, hup-hup, fluierători și hop-hop și din astea. Dar nu. Bun, eu aș putea să fac și pe el. Are apucăturile care trebuie, i-am dat guțancă, mi-o plimbată până tot satul, să pune pe toate casele, porumbelul bun, material bun, adică știu ce am băgat acolo de generații deja, de stră bunici. Știu că am guțan, am voiajor, am gălățean în ei, am gușat spaniol acolo, fără aia nu faci nimic. Fără sângele de gușat spaniol, eu zic că nu faci nimic. Așa. De dinamită ziceam că așa, nu mai am timpul necesar ca să pot să-l ăsta și... Dar am văzut că e ce trebuie și... O să-l pun... Iete mâță. O venit să mai prindă ceva șoricei. Unde mergi, mă? Pablo. Țițu. Iau. No, ăsta mi-intră. Dacă am boxă deschisă pe partea aia, inclusiv în boxă intră. Că mai prinde șoricei care vin la hrănitor pe-n grătar, știi? Stă acolo în boxă, îi urmărește. Boxele care mi-s libere, de obicei mi-s deschise pe partea aia. Mâțele au acces aici tot timpul. Sunt doi motani, amândoi sterilizați. Acum s-au urcat sus... în pod deasupra la boxele de zbor pisicul și acolo, de acolo mai curăță din șoricei. Vă dați seama, unde sunt cereale se adună și șoreci, vrei, nu vrei, faci, poți să faci, poți să stai în cap. Așa. Și n-am timpul necesar ca să-l fac pe dinamită, pentru că orice raptor pe care ăsta, care
să zicem că nu-i înzestrat natural, n-are apucăturile perfecte pentru raptorul perfect ăla zmeură. Uite, de exemplu, și Hannibal. Hannibal a fost un raptor de zonă. Deci dacă trecea ceva pacip în zonă, pleca după el, o întorcea, nu întorcea, nu contenea, nu se deplasa, nu mergea departe, nu punea piciorul, nu punea piciorul nici într-un caz pe altă golumbărie, nu punea piciorul. Chiar mă gândeam că am avut o grămadă de ăștia și la scoțieni, de exemplu, sau la spanioli, cu sportul lor, mascul contra femelă, chestia asta e un plus. Mie mi-a reușit așa, aiurea, dar eu și știu de ce. Autoconservarea asta. Și nu neapărat pentru faptul că am băgat voiajor în ei. Nu neapărat pentru aia. Că și la ăștia cu gălățean am observat chestia asta. Că în Hannibal, de exemplu, e gălățean. E un... Stai un pic. Nu e un sfert. Măsa e un... Măsa e un sfert. Măsa e un sfert gălățean. Stați un pic că încă mai am vreme frumoasă și mai dau drumul la unul. Numai trebuie să iau... Nu... Ce fac? Că la care-i dat drumul? O să-l închid pe negru și dau drumul din nou la Hannibal. Da. Deci la Hannibal, maică-să e un sfert gălățean. Dar am observat și la ei am observat instinctul de porumbel domestic, care știe că aia e căscătoria lui și doar acolo pune piciorul, nu se pune în altă parte. Hai tot, hai, hop! Deci porumbelul ăsta când iese la zbor, Hannibal, când iese la zbor, se vede pe el așa bucuria aia, o face cu plăcere, plăcerea aia de a ieși la zbor, știi? Iese așa cu piept afară și țanțoș, gușa sus, piept afară, pac, și cu, aterizează aici, desface coada, aripile și prin găurica aia pe unde iese el din mini-voliera asta afară, el așa iese desfăcut. Deci ăla e porumbelul care îmi place mie, la care se vede bucuria aia de a ieși la zbor, la captură, să se etaleze și să facă spectacolul în aer. Uite, de exemplu, prințul nu face chestia asta. El iese așa sec. Cu toate astea, el e cel mai eficient. Dar nu vreau neapărat chestia aia de eficiență, că deja m-am săturat de atâtea capturi. Găsim carne. Am o perioadă de tăia de porci, nu? Este că nu trebuie neapărat să fie de asta de guțan. Dar oricum, că mă judecă unii, că nu mă judecă, asta e. Eu știu că e carne sănătoasă în guțancele care le prind, pentru că marea majoritate mănâncă la câmp. Porumbei în general, dacă nu sunt voiajori sau nu sunt porumbei de rasă care ținuți și cu medicamente și cu una alta, porumbei general au o carne foarte sănătoasă. Medicii pediatri, medicii de copii recomandă pentru copiii mici, pentru bebeluși primele supe și ăsta cu legume și carne de porumbel. Nu de porumbel matur, de pui de porumbel, pentru că aia e mai moale și mai poate să o asimileze și bebelul și poate să o digere. Stomacelul lor, care nu e obișnuit încă decât cu lapte mater sau cu lapte prapă, îmi depinde care cum a crescut. În fine, că iar divagăm de la subiect, dar mie îmi plac poveștile astea. Când e vorba de porumbei, pot să vă povestesc, dar nu prea am timpul necesar. Așa, tot ce vreți să facă raptorul vostru, faceți cu el simulare, faceți repetiție, faceți un fel de repetiție cu el, îl puneți în situația care vreți voi să o fac, vreți să facă, vreți să dubleze captura într-o zi, da? Ai două guțanci care știi că la tine intră, da? Dar nu intră mai greu, trebuie să le aducă el înăuntru, da? Faci o perioadă cu el, de fiecare dată când îi dea drum afară, faci bam, bam, bam. Dacă știi că prima dată porumbelul trebuie să aibă instinctul să plece după alt porumbel când îl vrea din aer. Sau să se ducă la stol. Aia e ideal. Aia ar fi ideal. Dar măcar să se ridice după porumbelul care trece. Dacă deja face chestia respectivă, deja poți să treci la următorul nivel. Dar eu consider că după ce el a început să captureze deja, că aduce de la stol sau că ia din aer, după ce a început să captureze, după ce știi, de exemplu, zbor odată la 3 zile, mai ales pe aia noi, pe aia tineri, pe raptorii care încep,
zborul de data la 3 zile, ca să aibă timp de refacere. Eu la ăștia, la alța mea, ăștia sunt mătăță, 2 ani, 3 ani. Hannibal, vreo Hannibal cred că are 2, Prințul are 3 sau 4, nu mai știu exact. Negru are tot așa vreo 2 sau 3, 3 sau 4, nu mai țin minte, că e de mult. Deci, efectiv, pe Prințul și pe Negru, de exemplu, ăștia doi, așa ghinion, amândoi sterili. Nu știu ce am făcut eu atunci, am făcut ceva cu ei. Orică le-am dat supradoză de enrofloxacină, pentru că asta sterilizează masculi. Orică le-am dat supradoză de enrofloxacină, orică o trecut prin paramixul, eu n-am observat, nu au avut semne nici nervoase de niciun fel, numai eventual că s-au căcat mai moale și le-au trecut așa ușor. Dar ceva s-a întâmplat, ceva am făcut cu ei, că sterili amândoi. Sau poate să fie inclusiv de la natură, dar e coincidența prea mare. Să fie amândoi. Să fie amândoi. Și amândoi sunt buni. Culmea. No, tancul e cu o generație după ei. Și acolo și tancul și moroncelul, care e frate cu tancul, acolo probabil că, na, nu știu, orică n-am mai avut epidemie de paramexo în volieră, orică, dar sigur, aia e permanentă, la mine e permanentă. M-am și vaccinat în exact acum un an și o lună, în noiembrie anul trecut, înainte să plec în Anglia. Am vaccinat, dar nu am făcut, nu pot să spun că am avut mare rezultat. Na. Și acum stau și mă gândesc, am niște bijuterii de pui, mama mia, cioc scurt, nu super umflat, cioc scurt, dar cu un pic de nară, un pic mai mare ca la voiajor, gușă o să aibă numai exact cât trebuie, nu multă, nu, nici prea mult, nici deloc. Nu știu să fac cu ei, îi vaccinez, nu-i vaccinez, că mi-e groază. De exemplu, am patru solzați cu un pic de alb și un albastru. Toți patru extraordinari. Pe lângă ăia mai am, ce-o mai ieși pe acolo unul altă. Dar ăia mi se par top. Deci ăia deja încep să arate toți la fel pui când ies. Că la câte combinații și cât s-am băgat, ne și guțan și călățean și voiajor și nu știu ce. Dar voiajor am băgat deja de mult, nu mai are rost să pomenesc. Dar oricum au sângele în ei. Deja încep să se uniformizeze, încep să iasă tot pui la fel. Asta pe lângă culori. Și ce am mai băgat eu? Asta, genie de culoare în ei. Stau și mă gândesc ce fac cu ei, îi vaccinez, iar înainte să plec. Sau îi las așa, să vedem, imunitate naturală, care e puternic. Ei, având în vedere că am rămas cu puțini, sunt și un pic cam consanguin. Dar până când ăsta mă decid eu. Da. Ideea e că ar fi păcat că în astea două luni cât am stat acasă, asta am făcut, le-am făcut curat volierea, am avut găuri de șobolani, care mi-au ieșit așa, prin mijlocul volierei. Găuri de sub, habar n-am de unde ori venit, am băgat apă, le-am inundat, s-au prăbușit. Prima dată am pus capcanele, am prins, bine, șobolani, nu vă gândiți că vineau să mănânce porumbul sau cerealele de hrănitor. Au început să dea porumbei și mi-au executat. Pe mama lui Hannibal, de exemplu. Nu, sora lui mama lui Hannibal. Am avut din pluma loca 3 femele, 3 masculi. Ale 3 femele eu toate le-am păstrat pentru reproducție, că toate au fost cu ciocul scurt și lat, cum mi-a plăcut mie. Na, din alea 3, una mi s-a sterilizat anul trecut, că a făcut paramixo, înainte de vaccinare. Am vaccinat-o după aia, dar târziu, pe toamnă, după ce și-a revenit. Și aia nu mai ouat, aia nu mai oua. Și vreau rămas două care ouau, mama lui Hannibal și sora sa. Din sora ei, sora lui mama lui Hannibal, am reprodus-o cu Magellan și am avut din ea doi masculi, amândoi zburau, unul semăna bine cu tatăl său, era foarte legat, foarte musculos, foarte brut așa, știi? Și celălalt era mai subțiric, mai guțenos. Ăla l-am vândut, ăla și mergea la zbor, ăla începuse deja bine, n-am apucat să-l duc până la capăt, dar deja făcuse, cred că mi-a făcut și captură una sau două, nu mai știu exact. Și l-am păstrat pe unul dintre ei,
să-l reproduc mai departe și l-am pus. Am deja am pui din el. De doi dintre puii ăștia frumoși, frumoși, care i-am acum, care se au în dilemă dacă să-i vaccinez sau nu, doi dintre ei însă lui. Și porumbelul și se ocupă de ei extraordinar. Pentru tancul acum, nu știu. Nu știu că marea majoritate a porumbiților ori măsa, ori sorți. Acolo am avut o linie bună de porumbei care au rezistat la bolile ce le-am avut eu în volier și la felul în care eu îi întrețin. Da. Pe tancul nu știu cu ce. E singura porumbiță aia cu care mi-a scos tot anul trecut o reprodus cu ea, o grămadă de pui. N-am mascul și n-am apucat mascul. Poate că există mascul din ei undeva pe unde am dat pui, că am dat pui din tancul. O grămadă. S-ar putea să existe pui. Stai mă, nu un an, stai că aproape 2 ani o reprodus tancul. Așa, s-ar putea să am undeva, s-ar putea să fie undeva mascul din ei, dar eu n-am apucat să văd la maturitate niciunul și nici să zbor. Am sperat acum că am, dar când am pus aici la zbor, mi-am dat seama că e femelă. Așa cânta în volier către celelalte femele, încât i-am crezut că e mascul. Zic, oh, yes, am pui din tancul, îl pun la zbor. Să vedem ce face, măcar să fie măcar la nivelul lui dinamită, că dinamită ești așa, alandala, că s-a împerecheat acolo, mă, s-a cutat-o cum vrut ei. Bă, să lasă frigul. Așa, să încheiem că avem 21 de minute, faceți repetiție cu raptorii care deja încep să meargă, care deja îi vedeți că au apucături bune, dar măcar trebuie să înceapă să captureze, când vreți să dublați captura, când vreți, ca să nu-l fuceți de cap. Ca să meargă la el ca să fie deja obișnuit cu situația aia. Bă, știu că vine omul, eu mi-aduc captură, bag porumbița înăuntru, știu că vine omul să-mi o ia, dar știu că ies și aduc alta. E cumva încrederea lui în sine. Știi? Să iasă și când intră, să intre cu captură și să o bage. Asta puteți să faceți și cu ăla care îi... Atunci începeți să îl puneți la zbor. Ăla tânăr. Ăla pe care atunci îl educați, atunci îl învățați. Să aveți guțancele voastre de casă, asta e ideea. Să aveți guțancele voastre ale casei, câte boxe vă faceți, măcar două din ele, două guțance. Că sunt colorate, că nu sunt colorate, indiferent. Când am început eu am zis că să am albastră, să am solzată cât de închis, ca să vadă porumbelul diferența, să nu se lege doar de o culoare. Pentru că ei văd foarte bine, se leagă de culori, indiferent că nu e aceeași, dar oricum se leagă. Eu am observat chestiile astea, observațiile astea poți să le faci și la pui. Puiul care, de exemplu, uite, are puiul părinte negru și pică din cuib, dacă mai ai alți negri acolo în volier, se va duce și va cer și mâncare și la ăia, nu doar la tata lui, pentru că îl confundă, până când învață el, până când ăsta. Dar oricum, ei oricum să... Îs foarte ăsta cu culorile ei. Văd, nu știu, m-am uitat la documentarii, dar cred că văd cam ca și noi, dacă nu mult mai bine. Văd și alte chestii pe care nu le vedem. De exemplu, cum îs infraroșu sau așa. Îs alte unde ale razelui soarelui pe care ei le văd și noi nu. Și încă o chestie. Ce am mai observat eu, doar din experiență proprie pot să vă povestesc, nu inventez și când e din experiența mea, vă zic că e de la mine, ce am observat eu, acolo pot să mă înșel sau nu, când e ceva care am văzut-o pe la alții care sunt specialiști sau să cred mari specialiști, vă zic că e de la alții sau că am văzut-o pe net. Dacă ai un pui care a avut tot așa un părinte negru, indiferent că e porumbița sau masculul sau femela, mama lui sau tatălui, negru complet, îți va fi mult mai ușor, o să-l vezi când începe să curteze, să cânte, să-și caute femelă, o să-l vezi că o să aibă o înclinație spre culoarea respectivă când e vorba de partenerul de sex opus cu care vrea să facă. E cumva cum ai zice ca și la oameni, că... vrând nevrând încearcă să găsească în viitorul partener modelul unuia dintre părinți. Dar de obicei, la oamenii, de obicei, la modelul din, la părintele de sex opus. Da? Așa că, amigito, e fain.
Nu pot, eu nu pot să-i spun că e sport. E un hobby, e un hobby fain. E un hobby fain. Odată ce vă începeți, stați să le, să le studiați apucăturile astea de apucăturile astea la, la comportamentul, a comportamentului lor la, la împerechere. Și așa o să îi vedeți pe fiecare că au, câte un, că au caractere diferite. În momentul când îți scoateți la captură, că au, unii sunt mai curajoși, alții pun piciorul în altă parte, se duc și pe alte acoperiș, alții sunt mult mai autoconservatori, nu se duc în altă parte, stau mai mult pe lângă voliere, sau că sunt fricoși, sau, mă rog, cum vreți voi să-i puneți numele, da. Ideea e că orice chestie poți să-l înveți pe porumbe. Nu orice chestie, mă, că nu poți să înveți că să joace poker. Vă dați seama. Dar, na, chestiile astea de volieră, de captură, de astea, astea poți să-l înveți. Poți să-l înveți. Eu tot timpul o susținut chestia asta, că nu e vorba neapărat de linie, nu e vorba de asta, poți, inclusiv un guțan. Guțan sau ce rasă aveți. Sunt câteva condiții care trebuie să le îndeplinească. Trebuie să zboare, trebuie să plece, trebuie să aibă instinctul ăla de, de captură, de să tragă porumbel după el. Dar, în principiu, cam orice mascul are porumbel care zboară, mă refer, nu din aia de gen King sau Strasser de la de un kil jumate, porumbel care zboară. Toți care zboară și fac stol, toți în momentul în care întâlnesc femele în aer sau au femela lor în aer, fac V-ul ăla, își modifică zborul ăla frumos, se, zice, spaniolii zic acolo, își etalează și seducția ca să ducă porumbelul celălalt după el. Și dacă s-o observați, inclusiv la populațiile sălbatice astea, sălbatice, semi-sălbatice, nu chiar sălbatice, de guțani, de exemplu, când puii încep să iasă la zbor și își urmează părinții, părinții când pleacă la câmp nu se mai duc rachetă, cum se duc de obicei, se duc mai lent și fac cel puțin 100% masculul. Pentru că după ce puii se îmbracă cu pene, o să observați și la voi în volier, bineînțeles, perechea face ouă din nou și puii, toată grija puiilor trece mai mult în spatele masculului de reproducție. Și la ăștia sălbatici e același lucru. Mai mult pentru că femeia, în mare parte, e pe ouă. Pe noua tură de ouă. Da. Deci masculul își învață puii. Eu am avut și de ăștia gență. Când eram copil, de-aia țineam. Guțani, toate culorile, ce-mi plăceau mie. Mergeam pe un pod, pe la primărie, pe la policlinică și adunam pe ei care erau mai colorați. Îi țineam, care nu, îi dădeam sau le dădeam drumul înapoi. Mă rog. Amichito, cam atât a fost despre raptori. Astăzi am avut o zi raptoroasă și vin imediat. Filmez. Am avut o zi raptoroasă, am avut chef să, și vă, să vă și povestesc aici despre una despre, despre una despre alta. Și ne mai... Vă mai fac când mai am timp și chef. Astăzi nu prea am timp de lucru, de chef de lucru, de-aia v-am făcut atâtea. Am postat atâtea clipuri și povești. Da. Ia uite că am trecut la jumătate de oră de la 20 de minute. N-are nimic. Care să uită, mulțumesc frumos, să rămână, sărbători fericite, Alibaba, ba, 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 pa, 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 pa. Ceau.